Cei patru polițiști de la serviciul rutier Olt, care au fost prinși în flagrant delict luând mită, au fost reținuți pentru 24 de ore la finalul audierilor. În dimineața acestei zile s-a dispus, în intervalul orar 4-5 dimineața, s-a dispus reținerea celor patru agenți de poliție din cadrul serviciului rutier Olt pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită. Cei patru polițiști, Octavian Enculescu, Mircea Coman, Mircea Păun și Adrian Găneșanu, au fost surprinși în timp ce primeau 400 de lei de la un șofer pentru a nu-i aplica acestuia o sancțiune la regimul rutier. Flagrantul a avut loc ieri, polițiștii acționând pe E574 în zona pădurii Saru. Unul dintre oamenii legii este suspect că ar mai fi luat mită și în luna noiembrie. Potrivit comunicatului emis de DGA Olt, oamenii legii erau filați încă de anul trecut, din luna aprilie. Agenții de poliție au fost surprinși în flagrant, având asupra lor 4 bancnote a câte 100 lei fiecare, bani care corespundent tocmai cu seriile a 4 bancnote aflate în cuprinsul procesului verbal de notare a seriilor bancnotelor care cuprindeau suma pusă la dispoziția investigatorului autorizat sub acoperire. În arestul IPJ Olt a ajuns și un alt polițist, Laurențiu Andrei, de la secția din Deveselu, care a fost prins în flagrant când primea 5.000 de euro de la o femeie pe care o șantaja. Inspectoratul de poliție se dezice de cei 5 oameni ai legii care în acest moment sunt reținuți. Inspectoratul de poliție județean Olt se delimitează de astfel de comportamente și manifestă toleranță zero față de lipsa de integritate a polițiștilor. Cei 5 polițiști riscă să ajungă după gratii. Potrivit legii, aceștia pot petrece între 2 și 7 ani în închisoare și li se pot interzice și anumite drepturi.